Budescu și Grozav s-au încălzit la școală pentru meciul care o poate duce pe Petrolul pe primul loc în play-out. Jucătorii Petrolului au fost primiți cu cântece și fumigene de elevii unui liceu din Ploiești. Nu s-au alăturat micii galerii. Nu, nu. Eu cu muzică, dacă muzica era în portugheză sau în creolă, da, mai adică România e un pic greu așa să cuvinte. Dar cu manele așa, o să... Budescu, Grozav și Takayuki au fost luați pe sus de copii. Capitanul Țicu a fost campion la autografe. Chiar și eu mă întrebam și vorbeam cu părinții că am așa o atracție la copii. Probabil că joc încă de copil la Petrolul și că pot spune că m-am format așa ca un idol al lor.